Bunicii s-au grăbit să-și depună dosarele pentru a prinde un bilet pentru o stațiune de tratament. Așteptăm la rând, vedem ce o să ne zică. Ați mai fost? Am mai fost și văd că acum am depus o cerere și nu mi-a aprobat. Poate luna viitoare. Condițiile care sunt în stațiune merită să te duci, plus tratamentul care se face. Prima serie de bilete pentru plecarea în stațiunile din țară va fi abia în luna martie și asta deoarece se așteaptă aprobarea legii bugetului. Noi am început să primim, încă de pe 3 ianuarie, să primim cereri pentru plecarea în stațiune. Mergem pe aceleași formulare. Criteriile nu cred că se vor schimba, deci vor fi valabile cele care au fost și până acum. Așteptăm să fie aprobată legea bugetului de asigurări și legea bugetului de stat. Sperăm că undeva pe la sfârșitul februarie să începem să eliberăm aceste bilete. Anul trecut, peste 5.000 de bunici au mers în stațiuni pentru a-și trata afecțiunile cu bilete acordate de Casa de Pensii.